Numărul persoanelor înțepate de căpușe care ajung la Spitalul Județean de Urgență Slatina este în creștere, spun medicii. În fiecare zi sunt astfel de cazuri, iar pacienții sunt de toate vârstele. Între 5 și 10 persoane ajung zilnic la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Slatina după ce sunt înțepate de căpușe. Este vorba despre adulți, dar și foarte mulți copii care sunt atacați de căpușe atunci când merg în parc, în fața blocului sau la iarbă verde. Medicii recomandă ca îndepărtarea insectelor să nu fie făcută acasă, pentru că este foarte periculos, ci doar la spital de către cadrele medicale. Aceste mușcături de căpușe sunt periculoase prin faptul că pot transmite boala Lyme. De aceea este recomandat ca o persoană care este înțepată de o căpușe să prezinte la serviciu UPU pentru extragerea acesteia, să nu rămână nimic din ea în interiorul organismului, pentru ca să nu se producă complicații. Și după aceasta să ia un tratament profilactic pentru a evita complicațiile. Medicul șef de la secția de boli infecțioase spune că au existat și pacienți care au făcut boala Lyme, însă fără complicații. Aceștia și-au revenit după tratamentul cu antibiotic. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt vin cu o serie de sfaturi pentru prevenirea înțepăturilor de căpușe. Recomandăm populației protecție individuală în cazul de păsări în zone de risc, adică purtarea unor haine deschise la culoare cu pantaloni lungi introduși în șosete de culoare deschisă și textură deasă, purtarea unor pantofi fără orificii sau decupaje. Părinții sunt sfătuiți ca după ieșirea copiilor la iarbă verde să verifice atent hainele și pielea acestora. Simptomele care pot să apară în cazul bolilor transmise de căpușe sunt puncte roșii sau prurit în jurul mușcăturii, rigiditate la nivelul gâtului, amețeală, dureri de cap, senzație de slăbiciune, dureri de mușchi sau articulații și febră.